Uite-l! Oho, ăsta e mai mare. Uite-l, uite-l. Oho. Yo, salutare. Aseară am ieșit la o partidă de pescuit la Shallow. Am ieșit pe lacul Mori. Nu am mai ieșit de ceva vreme la Shallow, așa că a venit momentul să mai scoatem și noi câțiva dințoși la mal pentru câte o poză. Sper să fie destul de activ și să răspundă pe gumele care le-am pregătit pentru ei. În mare parte voi încerca să-i caut pe lângă mal. Sper să îi și găsesc. Hai să vedem ce iese. Ca și data trecută ne vom folosi de lanterna de la Armitech, modelul Wizard C2WR, foarte bună. Luminează foarte bine. Avem și un cont de reducere pentru ea, 15%. Voi lăsa două linkuri în descriere de unde se pot achiziționa. Uite-l, 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 mă! Oh, bibonoc! Și am crezut că e Shallow. Ia uite și tu bibonocul. Eu am venit la Shallow și-a dat bibano. Ia uite-l ce frumos el e. E bine că atacă și bibanii. Opa! Mulțumesc că ai venit! Du-te să te faci și mai mare de atât. A atacat fumistul pe un gobi. Este gumul și de biban, dar eu am lăsat mai mult pentru Shallow. Este bine totuși că avem și bibanii activi. Uite-l! Oho, ăsta e mai mare. Sper că e Shallow. Sper că e Shallow de data asta. Nu, tot biban. Bă, ce-ai făcut? Da, mare și asta, frumos, la fel ca celălalt, dar asta a avut mai mult zvoc în el și a început să picure. Hai să vedem cât mai putem să pescuim. Ai, uite ce a dat frumos. Mamă, ce a dat în ea. Problema e că nu prea se oprește ploaia și a început să bată vântul și mai rău. Nu știu cât de mult o să mai pot continua să pescuiesc. Hai mă, un Shallow și plec acasă liniștit. Închei partida pescuit în jumătate de oră. Deci nu am nicio șansă, am încercat să pescuiesc, să lansez undeva oblic. Doar că din cauza vântului, năluca mea deja, uite-l, nu. Aproape a ajuns de mal. Uite-mă, aici la coada a dat. Nu știu dacă se cunoaște. Mamă, ce să cunoscăm, că e camera udă. Și am și pe jig câteva urme de dinți. O urmă. Păcat. Uite-l, uite-l. Ia să vedem. Shallow? Sau tot bibonoc? Shallow, măi, Shallow. Oho. Nu e cine știe ce Shallow? Da? E punctabil, cred. Cred că are aproape de 40. Nu o să mai stau să scot măsurătoarea pentru că nu are rost, dar este un Shallow frumos. Binevenit. Păi bine. Hai că am început bine. Doi pe și un Shallow. Hai să
să-l ajutăm să-și revină puțin. Și e bun de plecat. Ia uite-l. Super! Păi, dar ce e cu ăsta aici? Uite. Păi, ce s-a întâmplat cu ăsta? Păcat de el. Da, bine că am luat minciocul cu mine. Unul cu coadă retractabilă. Ia uite-l, frumos. Uite-l. Uite-l. Ăsta, a? E mai mare? Bă, da, nu trage stânga-dreapta. Bă, da. Ce mai mare. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, frumos. Parcă e de ceva mai mare față de celălalt. Frumos. Ha, rămân fără baterie la lanterna. Hai să le eliberăm. Tot din mincioc. Gata. Ia uite-l. Super. Opa, atac. Uite-mă. La un metru de mal. Uite-l. Mam, ce faci, mă? Băi, băiatule. Băi, băiatule, tu ești mic, mă. Mă, ce înțeapă ședințul ăsta. Da, uite-l. Pare frumușel. Pare frumușel. Ce te-am iertat, mă? Aaa, l-am agățat, mă. Băi, nu se poate. Nu se poate. Da, frumos bivanul. Păcat că l-am agățat. Uite ce culori frumos are. Îi dăm drumul. Da. Deci asta nu e mare. Strap ceva. Mai mult ca sigur. Da. Ce am zis eu că e strap? Ah, și l-am scăpat în mal. Strap oricum, micuț. Gata și partida de astăzi de pescuit. M-a plouat, m-a bătut vântul, sunt ud până la piele. N-am putut să pescuiesc mai mult de o oră și un pic din cauza ploii. Cu toate astea, mă declar mulțumit de partida din seara asta. Am reușit să păcălesc 2 bibani și 2 șalei. Am avut câteva atacuri ratate. Unul scăpat în mal pe final de partidă. Per total, a fost o partidă bună de pescuit în condițiile date. Sper că ți-a plăcut clipul de astăzi. Nu uita să dai un like. Aș aprecia foarte mult dacă te-ai abonat la canal. Mă ajută pe mine foarte mult. Iar noi ne auzim în comentarii. Până data viitoare, salutare și fire întinse. Baftă!